Salutare națiune și bine ai venit la un nou clip și iată ne făcând dezambalarea lui Huawei P30 Pro adică să mai vorbim un pic și românește, nu în englezisme un telefon recent lansat, mai exact este lansat pe piața oficial de 3 zile pentru că astăzi suntem în 6 aprilie se regăsește la comerț din data de 3 Prețul lui de pornire este 4000 de lei, exact în configurația pe care o am eu aici, și anume 6 GB de RAM costă 28 GB de memorie internă. Am ales varianta asta pentru simplu fapt că nu dau doi bani pe absurditățile pe care le debitează alții, și anume că dacă ții varianta de 8 GB de RAM și 256 GB de, de stocare internă, telefonul e mai jmecher, e mai bun, e mai puternic, știe să facă mai bine. Absolut fals. Dacă v-ați uitat la comparația dintre Huawei Mate 20 și Mate 20 Pro, v-am arătat că Mate 20 cu 4 GB de RAM față de 6 GB de RAM cu tare Mate 20 Pro scotea rezultate în benchmark-urile sintetice mult mai bune decât acesta. Deci performanța aia teoretică nu există în viața reală. Drept urmare, nu am de ce să cheltui bani în plus pentru a avea parte de exact aceeași experiență și uh, implicit de același comportament din partea produsului. Mai mult decât atât, am ales să-mi cumpăr varianta pe negru, pur și simplu mi se pare o culoare foarte, foarte uh, plăcută, sobră, elegantă în același timp, decât să-mi iau uh, un telefon din ăla vopsit în 30.000 de culori, uh, pe care oricum, ulterior, pun tot o husă neagră. Ce să vezi, cazul, cazul lui Mate 20 Pro. Varianta Twilight, husă neagră peste, dreptul mare... Nicio relevanță pentru mine aspectul culoare. Haideți să încercăm să desfacem. Uh, întâi, haideți să mângâiem ciolofanul. Ce ziceți? Stau 10 minute să mângâi ciolofanul. Exact așa cum fac alții în videoclipurile lor. Da, e un ciolofan de foarte bună calitate, uh, absolut excepțională. Aș îndrăzni să spun uh, un ciolofan cum n-am mai regăsit pe niciun alt produs de la niciun alt uh, producător. Uh, o cutie de carton dintr-un carton absolut senzațional, dar haideți să desfacem întâi ciolofanul, să vedem dacă putem să-l desfacem întâi, pentru că bineînțeles nu m-a dus capul să iau și o, un cuțit sau o forfecuță ceva și atunci ca să iasă clipul asta cât mai lung, exact așa cum fac alții, zic să stăm să ne chinuim să desfacem ciolofanul. Dar ce să vezi? Există o știință și aici. Wow! Senzație, nu? Bun. Ciolofan dat la o parte, ni se prezintă cutia în toată splendoarea ei. Haideți să focalizăm un pic mai bine. Huawei P30 Pro, Leica Quad Camera, zice pe cutie. În realitate nu este Quad Camera, este tot triple camera plus senzorul time of flight Care propriu zis și în sine nu este o cameră Ci un senzor care captează adâncimea Cum se face chestia e Foarte simplu O să vă explic imediat în momentul în care ajungem la telefon wow. Bun, suntem întâmpinați de telefon îl scoatem frumos de aici, uuu uh, celofan și ne uităm ce mai există în cutie. Niște stickere cu e pentru că este în variantă Dual SIM. Dăm deoparte. Avem una bucată plic în care he he, uite material pentru grătarul. La început sezonul avem cu ce aprinde focul. Uh, Cheița pentru sertărașul de la cartelele SIM. Încărcătorul de 40W, exact ca și pe Mate 20 Pro. Un încărcător foarte bun, care asigură o încărcare ultra-rapidă a telefonului, 70% în 30 de minute. Cablul de date și pentru încărcare de tip USB tip C și, bineînțeles, o pereche de căști absolut jenante din punct de vedere calitativ. Nu le-am folosit niciodată, nici nu le voi folosi vreodată uh, pentru că sunt irelevante pentru mine. Bun, uh, nu primim husă, nu primim absolut nimic. Mă bucur să văd că cei de la Huawei s-au decis în sfârșit să o apuce pe drumurile și pe cărările deja uh, bătute de Samsung și de Apple și să înceapă să ofere din ce în ce mai puține accesorii în cutiile de la produsele lor Pentru că nu e așa după ce că dai o grămadă de bani Trebuie să te mai duci mai cheltui niște bani Și pe niște accesorii uh, originale Care și alea costă niște bănuți. În fine Decizii de business care nu mă interesează pe mine Doar mă deranjează și pentru simplu fapt că sunt un consumator obișnuit Îmi permit să critic astfel de decizii Bun, ce avem noi aici? Păi avem una bucată Huawei P30 Pro. În varianta de culoare neagră sau cel puțin neagră în accepțiunea celor de la Huawei. Nu este negru propriu zis, este mai degrabă un, hai să zicem, space grey, dacă vreți, tipic celor de la Apple. Este un gri foarte închis și cu un finisaj din asta de tip oglindă, arată foarte bine. Drept este că mi-aș fi dorit să văd, măcar pe 30 Pro, o variantă din asta de Negru între ghilimele Dar mat Cum este dacă vreți de exemplu pe OnePlus 6T Exact cum l-am avut eu Pe ăla pe Midnight Black Absolut senzațională culoarea aia Bine, arată excelent și ăsta Bun Avem niște stickere lipite pe aici Care nu ne sunt necesare De urmare le dăm la o parte Și așa arată Telefonul Design foarte foarte fine. A spune eu Uh, mai dreptunghiular față de Mate 20 Pro. Cel puțin uh, dacă te uiți la el uh, așa, din spate. Bun, ce avem aici? Păi avem camerele care sunt uh, de fapt reclama pe care se marketează acest telefon. Și avem, uh, după cum urmează, camera de tip wide de 20 de megapixeli, camera principală de 40 de megapixeli și uh, deja extrem de plictisitoarea cameră de tip periscop pe care cei de la Huawei au introdus o și de ce zic plictisitoare? pentru că absolut toate review-urile la cărte, uiți, absolut toate clipurile pe care le vezi pe YouTube nu fac nimic altceva decât să vorbească în continuu de camera asta de tip periscop și de zoomul optic 5x, hibrid 10x și, bineînțeles, digital 50x. Sincer să fiu dacă pentru voi, un telefon se reduce la uh, partea de zoom, uh, și în aia constă decizia de achiziție, atunci, sincer să fiu, mie, îmi pare rău. Pe mine chiar nu mă interesează absolut deloc partea asta cu zoomul optic, nici pe Mate 20 Pro, nici pe P20 Pro nu m-a interesat. Am folosit când mi-a fost necesar, în anumite situații, dar uh, pot număra pe degetele de la o mână câte poze am realizat cu zoomul optic activat pe telefoanele susamintite. De urmare, pentru mine nu prezintă un foarte mare interes această cameră de tip periscop decât din punct de vedere tehnologic, din punct de vedere constructiv, pentru că folosește un sistem de tip prismă, camera propriu-zis pleacă de undeva de aici și este dispusă, blocul optic este dispus de aici încolo, iar aici în capăt, unde vedeți pătratul ăsta, este de fapt prisma prin care se reflectă lumina tehnologia în sine este foarte, foarte șmecheră. Dacă nu mă înșel, cei de la Xiaomi au folosit-o primii, îmi scap acum telefonul pe care au expus-o, dar ei au reușit să o ducă în zoom optic 10x. În fine, e bine să vedem că un producător aduce în producția de masă o astfel de tehnologie. Ce mă interesează însă pe mine și motivul pentru care mi-am dorit să cumpăr acest telefon este într-adevăr partea de cameră, pentru că în rest telefonul este identic cu Mate 20 Pro, cu câteva minusuri care sper eu să nu fie atât de grave pentru mine ca și utilizator. Dar pe mine mă interesa în primul rând partea de cameră, pentru că văzând prezentarea oficială și ascultând și citind cifrele pe care ei le spuneau pe acolo, am văzut foarte multe lucruri interesante. De exemplu... Înlocuirea filtrului de culoare verde cu uh, filtre de culoare galbenă, care permite o captare cu 40% mai bună a luminii. Pe uh, timp de noapte și în lumină uh, scăzută, chestia asta se traduce în niște poze mult, mult mai bune, mult mai luminoase, dar în același timp și cu un nivel de zgomot de imagine scăzut. Uh, de asemenea, mă interesează foarte mult partea de video. Pentru că am văzut suficient de multe comparații din care am observat că față de May 20 Pro au îmbunătățit într-o oarecare măsură și calitatea microfoanelor la interior, dar în același timp și stabilizarea de imagine este absolut senzațională. Foarte mulți recenzori considerând că acest telefon oferă în acest moment cea mai bună stabilizare de imagine pe înregistrare video. Rămâne de văzut, voi testa lucrurile astea și o să vă anunț și pe voi. Pentru că spuneam la începutul clipului: de senzorul ăsta TOF sau Time of Flight, care este rolul lui? Rolul lui este de a mapa ă, profunzimea, adâncimea. Asta își face simțită prezența în momentul în care realizați fotografii de tip portret. Ce se întâmplă? Aici aveți un emițător de ă, infraroșu care ă, transmite raze infraroșu către subiectul pe care voi vreți să-l fotografiați, iar acest senzor Time of, time of Flight. Practic, nu face nimic altceva decât să calculeze și în același timp, pe baza acestui calcul, să mapeze uh, distanța la care se află obiectul uh, respectiv. Practic, el calculează în cât timp lumina transmisă de acest emițător se reflectă înapoi spre uh, senzorul Time of Flight. Astfel oferind uh, niște date de profunzime mult mai bune și oferind un, un uh, efect de bokeh sau de blurare mult mai bun comparativ cu ce avem de exemplu pe Mate 20 Pro. Rolul lui propriu zis nu este de a face fotografii, absolut deloc. El are într-adevăr un senzor de 0,3 megapixel ca și rezoluție, dar rolul lui este acela doar de a mapa profunzimea, distanța, adâncimea, astfel încât să-ți ofere un efect cât mai natural și cât mai bun în special de a delimita cât mai bine subiectul pe care vrei să-l captezi față de fundal. Din nou, o tehnologie foarte importantă și foarte interesantă. Este folosită și pe Nokia 9 PureView, dacă nu mă înșel și pe Samsung Galaxy S5, dar varianta 5G care încă nu se află la comerț. În fine, bun. Ce-mi place iarăși, îmi place modul în care s-au jucat un pic cu partea asta de jos cu partea de sus, pentru că este plat acum, propuziți poți să lași telefonul pe masă să stea drept. Avem tăvița pentru cartelele SIM și pentru nano-memory card, memoria expandibilă proprietară celor de la Huawei, portul USB tip C, difuzorul, sunt foarte curios de partea de difuzoare, butonul de pornire, butoanele de volum în partea dreaptă, un uh, microfon și, surpriză, senzor infraroșu pe un telefon din seria P. Uh, interesant, pentru că de obicei senzorul infraroșu care îți permitea controlul tuturor electrocasnicelor din casă era oferit doar pe seria Mate. Iar în partea stângă nu avem absolut nimic. Uh, sincer, sunt plăcut impresionat de cum arată pe culoarea asta neagră. Mai ales că nu prea îți dai seama unde se îmbină ecranul cu cu rama metalică, care este tot în aceeași culoare. Arată foarte, foarte bine. Într-adevăr, camera ă, iese un pic în evidență, după cum bine se vede, dar din nou există o explicație logică și anume datorită mărimii senzorului principal, care este de 1 pe 17 inch, adică cel mai mare senzor existent în momentul de față pe un telefon, cu excepția lui Nokia 808 View sau Lumia 1020, dar alea deja și-au trăit traiul, este absolut normal ca tot acest setup de cameră să iasă în evidență. Pentru că am văzut foarte multă lume că se plânge în mediul online, vai că pui telefonul jos pe masă și joacă, pei normal. Telefonul are 8,4 mm în grosime. Unde ai vrea să bage senzorul ăla la mare? Pe bune. Haideți să pornim și telefonul. Display 6,47 inch de tip OLED. Zic ei că displayul ul ăsta de pe P30 Pro ar fi făcut de Samsung. Sunt curios, o să verific chestia asta și o să vă, o să anunț pe voi. Un display de 6,47 inch, mai mare decât cele pe Mate 20 Pro și de data aceasta cu un notch din ăla de tip lacrimă dar pierdem deblocarea facială securizată de tip 3D. Nu mai există lumină de notificare și cred că deja este fapt cunoscut că nu mai există difuzor sau cască auricular în partea de sus. Propriu zis, Huawei folosește acum o tehnologie care a mai fost folosită și de alții anterior. Primii care au folosit au fost cei de la Sharp pe seria Acos, dacă nu mă înșel, în urmă cu 2 ani când foloseau, nu mai știu cum îi zice, sper să nu zic o prostie, o celulă piezoelectrică, ceva de genul, care ce face? Păi face foarte simplu, îți transmite vibrații prin display folosind astfel display-ul pe post de difuzor. Sunt foarte curios cât de bine funcționează, sincer, sunt foarte, foarte curios. În mod normal, n-am văzut pe nimeni să se plângă până acum, dar, na, obiceiuri diferite, utilizatori diferiți. În fine, ăla este principiul. Se folosesc vibrațiile display-ului în așa fel încât tot display să acționeze ca și un difuzor. Cum am zis, cei de la Sharp au folosit prima dată tehnologia asta, în urmă cu 2 ani sau cu 3 ani, nu mai știu exact, pe seria Acos, pe niște telefoane care se comercializau doar în Japonia display cu rezoluție Full HD. De data aceasta, nu Quad HD. Deci avem rezoluție 1080 pe 2340 de pixel, ceea ce se traduce într-o densitate de 398 de pixel pe inch. Suficient, nu mă deranjează absolut deloc. Și pe Mate 20 Pro foloseam ori Full HD, ori când aveam chef să mai rotesc, să zic așa, treceam pe Quad HD. Aș fi preferat totuși să am opțiunea să aleg eu rezoluția la care să-mi utilizez produsul, dar na, asta este. Cum am zis uh, display mai mare se ține foarte bine în mână, margini foarte subțiri uh, sincer îmi place ce văd. Îmi place ce văd uh, nu mă deranjează absolut deloc. Procesorul este Kirin 980 la interior, la fel ca și pe Mate 20 Pro uh, de asemenea avem aceeași baterie de 4200 mAh cu încărcare uh, super fast charging la 40 de W. De asemenea avem încărcare wireless de tip rapid la 15W, avem încărcare wireless reversibilă, uh, din nou ca și pe Mate 20 Pro, Același senzor de amprentă integrat în ecran ca și pe Mate 20 Pro, în principiu, dacă vreți, ca să scurtăm povestea, acest telefon nu este nimic altceva decât un Mate 20 Pro Plus. Cam asta ar fi ideea, dacă vreți. Ea trăsături foarte bune, aduse prima dată pe piață de către Mei 20 Pro. Le implementează și, în plus, vine cu niște noutăți, cum este partea de difuzor într-o oarecare măsură, și schimbarea majoră, dacă vreți, pe partea de cameră. Eu am fost un pic circumspect la achiziția lui P30 Pro. Pentru că, sincer, să fiu lipsa de blocări faciale de tip 3D, lipsa difuzoarelor stereo și așa mai departe, pentru mine prezenta o oarecare, hai să spunem, îngrijorare. Dar voi testa telefonul, cu siguranță îl voi butona între ghilimele la maxim și cu siguranță voi testa la maxim camera de pe acest telefon. Pentru că în momentul de față n-am nici cea mai mică, hai să spunem, îndoială că nu este cea mai bună cameră existentă pe un telefon în acest moment. De ce spun chestia asta? Foarte simplu. Pentru că cea mai bună până acum era pe asta. Pe Mate 20 Pro. Ce implicit sunt ferm convins că pe P30 Pro, dacă într-adevăr lucrurile sunt așa cum le-au prezentat ei, voi avea parte de cea mai bună experiență de cameră. Și cum am spus, ăsta este principalul motiv pentru care eu am achiziționat acest telefon. Este un Mate 20 Pro cu niște îmbunătățiri în niște puncte cheie pentru mine. Bun, cam atât de zis în clipul ăsta, nu vreau să o lungesc și să o lălăi degeaba, ăsta este unboxing-ul sau cum vreți voi să-i spuneți mângăiatul și desfăcutul de ciolofan de pe cutii de carton lui P30 Pro nu pot decât să-i urez bun venit și să înceapă distracția. Voi face setup-ul, voi trece absolut toate datele și toate aplicațiile pe el și, bineînțeles, o să încep să-l pun la treabă. După care, mă voi decide pe care dintre ele să-l păstrez. 30 Pro sau Mate 20 Pro. Eu încă am îndoiel, sincer să fiu, dar voi vedea. Deocamdată, ca și primă impresie sau cum vreți voi să spuneți, adevărul este că îmi place foarte mult ceea ce văd. Cam atât de zis în clipul ăsta națiune, îți mulțumesc pentru timpul acordat, îți mulțumesc pentru atenție, ne vedem data viitoare, până atunci, ca întotdeauna, toate cele bune.